Așa este, ca și tu, deci în original, deci apare sensul ăsta că Dumnezeu însuși, nu că va purta de grijă, că El va fi jertfa, mulți ani, sănătate. Înțelege ce frumusețe este când pătrunzi în textul original. Că asta se întâmplă. O parte din dumnezeire, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Sigur că a fost o preînchipuire numai a faptului că Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său, nu pe singurul Său Fiu, ceea ce a fost, da? Sfânta Sfinților va fi pusă exact pe locul, a fost pusă unde l-a dus pe Isar. Refacerea primului templu este discutat despre Ezra, dar mulți dintre preoți și leviți și din copiii de valuri mai în vârstă, care văzuseră casa din timp de vorba de primul templu al lui Solomon, plângeau tare când se puneau cu ochii lor în mine casele. Vă dați seama cât de departe era de ceea ce a fost slava primului templu. Citirea templului, iarăși, mă rog, cum ai, Nemia, nu mai intru la astea, acum astea chiar le trec repede, dregerea zilurilor, ceea ce vă spuneam, ce frumos spune, ce nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Ce cuvinte frumoase de bărbați are. L-am iubit când a fost primar, a fost Nemia, a fost pentru mine un model. Sincer. Ce înseamnă să fiu un drăgător cu frica de Dumnezeu? Și am spus, nu știu dacă o să am mormânt, m-aș bucura să n-am. Dar aș pune asta, am scris-o acolo. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Ce frumos, ce cuvinte, nu aș spune chiar așa, dar aș spune, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Ce frumoasă, nu? Excepțional epitaf. Știți că Cirus, da? În Isaia, că ce minune, profeție cu mulți ani înainte, că Cirus, da? Va veni și va spune, el e păstorul meu și el va împlini voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși. Și lucrul ăsta s-a întâmplat. Am aici, da, era edomit, am spus. Irod Antipa, de ce vă spuneam că Anti e înlocuitor, lângă sensul de împotrivă, da, înlocuitor. Pa este ceea ce avem azi, apa, da, tata. Mult hotor, domn, păcăroc, da, moschea stâncii, care a fost construită de califul, îl pun și aici, în anul 691, aproape la sfârșitul secolului, la 7-lea, numai atunci a fost. Și al treilea templu se va construi curând. Va trebui un război puternic acum. Va fi, știi ce? Gândiți-vă următorul lucru. Dumnezeu poate, tăticul meu spune așa, și eu îl cred mult din a avut o viziune foarte clară asupra Bibliei. Spune așa, Dumnezeu poate să aducă un cutremur, da? În care moscheea aia să cadă. Evrei, eu mă spun așa, poate o să fiți martori. În clipa în care templul ăla, adică moscheea stâncii, domul stâncii se va prăbuși, în următoare jumătate de oră, buldozerele evreilor vor fi acolo să îndepărteze căminele astea. Eu profesiu, cred. Sau, știți că au trimis ăștia palestinienii acele rachete scut, poate scut, nu? Sau scut? Cu D, nu? De asta rusești, cred că-s de fabricație rusească. Și se poate... Eu am citit și atunci asta, s-a întâmplat cu mai mulți ani,
Atunci când au fost problemele alea, le-au trimis din Siria. Pot din sateliți, da, pot să modifici traiectoria. Vă dați seama, intri în computerul, deci de navigare al rachetei purtătoare și o trimiți exact peste domn. Posibil. Dar nu cred că o să facă chiar așa, pentru că nu cred că ar vrea să distrugă cât de puțin stâncile care sunt acolo. Da? Dar e sigur că n-am mai auzit asta. Eu n-am auzit de stâncile acelea care fi până acum. La o să le vedem și vedea. Mă bucur că v-am spus eu. O să le vedem și vedea. De la Smochin, da, am împrezit de știții să mai rămân și învățați pilda lui. Când îi prăgezește și împrăzește mătița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți, de vorba cea de-a doua venire a lui Hristos, Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Nu va trece neamul, da? A scris acolo, un neam, o generație, era înainte, în jur de 40 de ani, poate știți, nu? Asta era generația. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Eu spun, sunt un fundamentalist biblic, adică nu mă confundați cu aia islamici. Talibani. Poftim? Talibani. Talibani, da. Deci, cred, fiecare cuvânt din Biblie, da, din Sfânta Scriptură, este, cum spune, cerul și pământul vor trece, dar nici o frântură de slogă. Cine spune toate lucrurile astea? Le spune tu. Altă treabă, dar o știți. Cum s-a întâmplat în timpul Noe, da? Ai Doma se va întâmpla și la venirea primului om. Din nou avem treaba asta cu seriile festivale, da? Deci, ce ești, mă, Noe, ești. Îți cântă cucii, nu? Te pui acolo pe uscat, departe de orice sursă de apă, să construiești o arcă, nu? Bagiocoritorii, care sunt și astăzi. Voi vă încredeți în ce vă de niște chimere, niște tâmpenii, niște cutare. Da, dar noi ca și creștini trebuie să fim ca noi, da? Prin credință să ne zidim zi de zi această, care bine, e Iisus, El este salvarea noastră, nu? Deci am spus, sunt lucruri foarte interesante legate de simetriile astea biblice. Și n-au luat în serios deloc avertizările. Și acum sunt atât de avertizări. Oamenii nu iau în serios, nu interesează. Se căsătoreau, mâncau, beau, nu? Duceau viața asta să fie sănătoși. Așa. Aici este când privește venirea Domnului, da? Nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El. Aici e vorba clar de răpire, deci e vorba de biserică, da? Să nu vă tulburați, nu? Ca și cum ziua Domnului va fi și venit chiar. Că știți că în perioada asta când Pavel scrie, mulți credeau că a venit ziua Domnului și ce se va întâmpla cu cei care au murit. Că, mă nu intru, da? E foarte, foarte frumos. Dumnezeu le-a dat atunci, le-a dat un Pavel acest îndemn să scrie, să le scrie celor din Tesalonic, Salonicul de astăzi, că să înțeleagă că încă nu era, n-a venit momentul. Fiți liniștiți, ia stau acolo, liniștiți. Deci, iarăși, înșelarea, că spune, să nu vă măjească niciun grup, căci cea de-a doua venire a lui Iisus pe acest pământ de astăzi, nota noastră, nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Deci, una este ceea ce trăim astăzi, lepădarea de credință se numește apostazie. Da? Noi trăim într-o lume tot mai, unii o numesc frumos, desacralizată, îndepărtată, dar ea este din ce în ce mai lepădată de credință, da? Nu numai desacralizată.
Este și spune de a se descoperi omul fără de legii, e clar că e vorba de anticrist, fiul pierzării, potrivnicul care se nasce mai presus de tot, ce se numește Dumnezeu. Ca și Lucifer, nu? Ce spune așa? Deci trebuie să vină lepădarea de credință, o lume tot mai lipsită de credință, păi aia poți să-i manipulezi, poți să faci ce vrei, da? Și atunci va veni anticrist, care va fi gândirea Mesia. Se va așeza anticristul, așa ce v-am discutat, evreii vor primi, frumos, să-ți spune așa, pe mine nu m-ați primit, dar pe el îl veți primi. Am pus aici și versetul. Asta mi-a spus Iisus, da? Deci, mai prieteni buni, mi s-a spus că se va naște din fecioară, se va naște în Betlehem, au avut atât de multe date despre el, da? Minunile care le-a făcut, de care spunea Isaia că orbii vor vedea, șchiopii vor nu umbla sau cei care sunt acolo, surzii vor auzi și pe ei nu-i interesa nimic. Și spune aici Iisus, eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă priviți, dar va veni un altul în numele lui însuși, da? E vorba de anticrist, da? Pe acela îl veți primi. Asta se va întâmpla. Va face un legământ trainic cu mulți de o săptămână. Deci săptămâna asta este vorba de un septan, așa apare în Biblie. Septan adică o perioadă de 7 ani. De-aia pune săptămână. Și unii o să spună, cum faci un legământ de o săptămână? De luni până duminică? Nu. E septanul. Deci de 7 ani, da? Dar la jumătatea săptămânii, adică după 3 ani și jumătate, ceea ce am discutat, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare, așa cum a făcut predecesorul sau Antioch Epiphanes, cum am spus, da? Ăsta e anticrist. Și pe aripa unicinului idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustii pe pântul hotărât, asta e Daniel. Și asta va face anticrist. Și care va fi semnul venirii tale, nu? Și sfârșitul veacului acestuia, da? Am spus să nu mă înșele, acum am pus înșelare, nu mai intru aici în amănunte o să fie. Asta o pun, că este foarte, foarte importantă. În cartea care v-am să nu uiți să îți dau astăzi, sau înainte de a pleca să cobori, să îți copiez, a spus fișierul acela, uh-huh. Foarte important. În cartea care vorbeam de devier de la calea vieții, v-am spus exemplu acela, nu mână, cred că l-am spus ieri, că la un jurnalist a venit la Scotland Yard, știți, poliția londoneză și importantă în lumea serviciilor secrete și s-a dus la directorul departamentului de falsuri. Știți că sunt artiști din ăștia tineri sau, da, sau unii și mai bătrâni care reușesc să imite, da, picturi celebre. Ai noștri au fost superbi, pe ea. Eu îi iubesc pe ei. Le-au luat 6 lucrări sau câte lor, 6-7. Și am văzut o caricatură absolut genială. Deci, ceva, zice, era o bătrânică, în față era unul de la DNA sau de la un polițist, în spate era o casă în care ieșea fumul pe ord. Și spune, e adevărat că suntem foarte săraci, dar asta nu înseamnă că nu ne putem permite să punem pe foc un Matisse, un Cezar sau chiar un Picasso. Este, vă spun, absolut genial așa. Să nu fac român, o putem să scoată așa ceva. Și aia, adevăr, nu știu dacă l-o pun pe foc să fie, să mă droște, nu știu. Dar cei mai mari pictori ai lumii sau, da, dar este absolut genială treaba aia. Nu ne putem permite, adevăr. Da. Și la departamentul ăsta s-a dus un ziarist și l-a întrebat. Aveam pe pereți
foarte multe tablouri, deci pictate după pictori celebri, extraordinar de bine. Și știți cum fac? Cumpără picturi vechi, de pictori mai puțin celebri, la sume mici, răzuie pânza, deci de pe pânză tabloul, dar pânza, dacă o verifică cu carbon 14 sau acolo, cum se face în celălalt chiar. Are de chimia, rama, hârtia, totul e vechi și pescitează culori, pigmenți, asemănători, același tip de, știi? Deci nu prea poți, foarte greu, trebuie să fiu. Și ce le întreabă? Deci studiați mult picturile astea ca să vă dați seama dacă sunt falsuri sau nu. Și tipul a dat un răspuns genial. Cred că e și o treabă reală. Știi ce am spus? Deci nu. Studiați mult originalul și când apare falsul, îmi dau seama imediat. Oile mele ați fost pe glasul, nu ați mă pe un străin. Oile nu cunosc toate glasurile străine. De Duhul care în noi ne spune, păi ăsta e, să nu te lasă să greșești. Că altfel am greșit noi și acolo la asta, Dumnezeu îi dă un simț, da? Un simț aparte. Studiind originalul, intrând în original, în anumite lucruri, imediat când te duci dincolo, observ, nu-i ăsta. Ai un simț aparte. Da. Simt imediat în mână. Sau, știi că le dau la orbi. În marile bănci sunt orbi care le trece prin mână banii. De neapă, probabil mai mari, de aia de 100 sau eu, de dolari. Știi? Și imediat simte care-i banul. Nu mai am mult. Cei patru călăreți? Hai să-i vedeți. E o pictură în Cristina. La departamentul lui Marta. Ia uitați. Sunt vânătoare, ți-am spus, de tot ce v-am spus. Cristina este așteptată. Hai să vezi niște căluți. Nici e superbă. Este de un rus. Îl cheamă, uite-l aici, Victor Vaznesov, da? Și uitați-vă aici ce, calul alb, căruia i s-a dat un arc, da? Un arc, păi n-are ce să îi dea lui Hristos un arc, da? Să tragă cu el. Și în greacă, arc înseamnă toxon, îi spune. De unde din rădăcină avem, din rădăcina asta avem și toxic, da? Ideologia otrăvită a viacului nostru. Înțelegeți? Deci anticrist care e pe calul alb, ca să înșele, da? Să pară Hristos, cel care în capitolul 19 va veni, dar are toxonul, are arcul ăsta. Și otrăvește mințile multora. Ce lucruri extraordinare sunt. 19. Nu, ăsta e la început, la scrisori. La început, da. Unde vorbește despre cei patru cai din Apocalipsă, da? E super. A doua e o sabie mare, i s-a dat. Cristina, să vezi, asta e o pictură a unui rus, superbă. Cei patru călărețe Apocalipsei. Pe calul alb, cu arcul care îndreacă e toxon, care de acolo avem și cuvântul toxic, da? Cu ideologiile otrăvite ale viacului acesteia. A doilea, pe cal roșu, care i s-a dat o sabie mare să o moare, pe foarte mulți din locuitorii Pământului, urmează, cum am spus, iată-te al treilea, calul negru, foametea, cu cântarul acela, da, care drămuiește mâncarea, da, va primi doar atât numai să supraviețuiască, sănătate, și în spate urmează moartea. Deci Hristos nu poate să aducă după el așa ceva, nu? Nici într-un caz. Nu mai intru acum, să v-am pus în mare foarte multe și... Eu am pus aici
foarte interesant că Taurul, Taurul care a răpit-o pe, să ne reține că sper că ajungă la ceva, nu mai mult. 30, totuși am făcut de o să mă duc unele mai repede, bine? Zeus, când a răpit-o pe Europa și să vă arat ceva care poate n-ați văzut, s-a transformat, știi cine era Europa? Era o prințesă feniciană, de o frumusețe extraordinară, da? În mitologie, da? Extrem de frumoasă. Și a vrut-o. Așa cum îngerii a decăzuți, când au luat, am discutat, din ficele pământenilor, da? Pe cele care erau mai frumoase, să se împreuneze cu ele. Așa a vrut Zeus, Satan, de fapt, da? A devenit-o să se urce pe el și cu ea, în călare, da? S-a dus în insula Creta. Da, să citim. Că fi bol a fost la cale, pe insula Creta a fost la cale o mai europeană. Da. Și foarte curios, am pus aici, am făcut anumite conexiuni, da, conexiuni care sunt interesante. De ce? Uite, Satan face un cal, un stă pe cal alb. Zeus se transformă într-un taur alb. Deci albul e culoarea purității. Discutam ieri despre Hermină, nu? Albul îți induce în ideea că e ceva pur, ceva frumos. Dar uite că poate să fie și înșelare. Da? Îți îmbracă în ceva frumos puritate, dar ea este de lumină. Corect. Sau este Moby Dick-ul, da? Balena albă, care e o balena răutății, da? Nu a făcut-o nici neagră, nici eu știu de altă care, ci sunt foarte interesante. Deci și ăștia au fost oarecum inițiați, să spunem, sau nu au fost străini de lucrurile acestea despre înșelare. Așa acolo e vorba de înșelare, știi? Ei nu e o loc, v-am spus, treaba aia care v-am spus-o ieri cu Beethoven, da? Că este imn odă lui Jupiter, da? Da, ea e foarte frumoasă, de la o ales-o, da, este Jupiter nu e altul decât Zeu, nu e altul decât Satan. Deci au ales ăștia imnul Europei, da, foarte, melodia nu este urâtă de altfel, dar din nefericire oamenii nu știu. Nu e asta, acum nu scoate, nu te duc la biserică să o scoți din asta. Nu, în cartea de cântare. Nu e nicio asta. Mă vă spun cât de perfid poate fi Satan, știi? Cât de perfid. De o șiretenie înfiorătoare. Acum cred că iată pe menora, nu? Frumos. De aici vine și România până ora, nu? Posibil. Asta e nevoia. Nu vreau să facă un prieten o schemă stilizată pentru, știi, să o pot folosi mai ușor. Spuneam că arctoxon apare în asta, care e... De toxic. Acum, cred puțin, bai. Prigoană v-a spus... Războaie, v-am spus, am cealaltă carte care a scris-o mai de mult despre oare aici, puteți să o cereți, nu Dan, este vremea sfârșitului, aveți, nu? Aveți, Cristina. Aia a fost o primă variantă a interpretării Apocalipsei, dar ce va urma acum va fi dublu ca și volum de informații și cu ilustrații noi și cu mai multe. Care atunci nu am putut. Am scris-o prin anii 80. Atunci am început. Evanghelia. No, acum, haideți, unde e nenea Dănuț? A plecat? Am scris așa.
au găsit în depresie Tatălui Zeu cele puține rămase după arestarea și confiscarea celor 28 de manuscrise gata de tipar, o carte, a scris aici sărace, de ei erau cam peșterii, și au multe volume valoroase din biblioteca personală, confiscate și distruse de securitate prin niște analfabeti nenorociți. Ajunsă și la asta în text. Să bucure tipii care o să citească, care nu au putut înțelege valoarea celor scrie. Măcar să le ținut acolo la, eu știu, într-un depozit sau undeva, da? Fiind considerat de tot de la dosar, pe două păstrate, da? Au fost. Și am zis că o să pun lista, că au fost cărți foarte valoroase. Le-am găsit la CNSAS, da? Și vă dați seama, am găsit procesul verbal de distrugere. L-am rugat pe Iliescu când a fost președinte și a fost la noi în Arad, a venit și l-am primit. Și l-am primit cu salut, v-am spus vouă, parcă, sau lui Dan, hai să-i aduci copilașul, din binecuvântarea aia din numeri, din 6. Deci l-am prins de mână pe Iliescu și până nu i-am spus-o, nu l-am lăsat, știi? Și acum vreau să o primit din nou, dacă își mai aduce aminte. Și i-am făcut o binecuvântare atunci, într-adevăr. Și le-am rugat pe el să le caute. Știi? Că am zis că el are putere. Când vedeam că într-o arhivă a lor o vor găsi. L-am rugat pe Constantinescu, nici nu după care n-a făcut. Și când m-am dus la CNSAS, erau 16 volume era legate de taicul despre arestare și de asta. Nu numai era grupul lor de frați. Am găsit lista, da, îi spun acum și eu, să nu trece, lista cu procesul verbal de distrugere. M-a dus imens. M-am dat seama că nu mai poate să mai fie nimic. Da. Și am găsit această cărticică, o să vedem pe aici, tipărită prin anul 1920, a versetului de aur, a poate Noului Testament, Ioan 3 cu 16. Deci interesant. În 500, cred că, nu greșesc, 500 și ceva de linii. Nu, așa mă cred, un frumusețe. Deci, tot am căutat acum să găsesc o ediție nouă. Am tot cerut, poate că o să primesc, până când termin cartea sau, da, nu o să vedeți. Nu mă uitați-vă ce frumuseți de ori, ce frumuseți de grafie. Ce mai multe și de părți și de la fiecare scrie, alea e Sinhaleze din Ceylon. Vedeți acolo sus. Și dedesubt e anul în care a fost făcută traducerea. Deci e vorba de traducerea Noului Testament. Era atunci o bună procedură și ceva de lucru. Cine nu vrea cea este must? Ce interesant este. Da, din Canada. Rebecca, te rog să nu te mai joci cu jucăria aia. Mersi. O să plec așa în Japonia, să vezi Cristina unde e. Anica. A plecat? Nu, unde să plec. Uite aici, în știu, în limba slavonă, în 1900, în Russian Church. Acum v-a zis, eu vin foc mie, așa de distanță, voi în foc de mine. Deci, ce interesante sunt, ce frumusețe. O să aleg, ăsta e german, e gotic german. Și asta, cam bugiați. E frumosețe.
ce și faptul că s-au, uite și astea de aici, din India. Nu mai intru. Cum aș vrea să vă spun, dacă vine din zonele de aici, le pune. Deci o să aleg, o căuia să te aleg, poate zi se pești, nu e aia, nu? Da, bata. În 1879. Nu? Când îmi spune lui Dumnezeu că avem cum de frumoase astea în arabă, în ceea ce se scrie în frumoasă, o caligrafie extraordinară. Da, și ei ca și steliții, da? De la Avnat. Am pus aici, vezi, n-am știut că o să fie și pentru tine. Am pus o fotografie, ia să vedeți frumoasă. Așa, am plecut aici, mă, pentru voi, mă, sigur că deja am început, știți care a fost face. Nu-i bă, să vă rugați ca Dumnezeu să... Să ajungă la tipare. Să ajungă la tipare. La tipare electronică. Prima scriere din lume a fost cea pe care Dumnezeu a ajutat. Pe cai. Pe Cain l-a însemnat, știți? Și semnul acela n-a fost un semn, a fost un semn simplu, nu m-a fost o cruce așa cum știi, ci a avut o semnătate ca să știe toți care îl vedeau să nu moare. Înțelegi? Era interdicția de a se atinge de el. Știți? Poftim? Dar scrie acolo, uite aici, până așa, Dumnezeu i-a zis nicăieri că-și dacă vă omorâți, nu va pe Cain, Cain va fi răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu mă omoare. Și acea, pentru că pe aia vreau să-și răzbune pe aia. El mai avea surori și care atunci ei m-a născut animale, da? Deci au avut descendenți și ei s-au căsătorit între ei. Atunci n-a fost nicio... Da, nu era și genetic, era puternic, da? Nu era problema care e acum, da? Căsătorile între familie, acum numai de gradul 4 partea, nu? Cristina, ai voie să te căsătorești. Grijori de gradul 4, așa, așa ceva.
Pentru că au fost neregi și e grad în doilea. Probabil. Și ce, de ce făceau asta? Au făcut, mai ales în regiunea noastră, acolo unde erau mulți papi, pentru a-și păstra pământul, averea, se căsătoreau între ei. Și au avut copii degenerați, foarte mulți oligofrenci. Da. Da, acum am terminat asta cu mare, cu Evanghelia. O să mă duc mai repede acum. Am pus aici, n-am putut să nu pun prima Biblie tipărită în limba română. Da? Cea care e făcută de începută de spătarul Nicolae Ilescu, da? Și mă cu dragoste pentru Dumnezeu. Și am mai putut să scot acum nou. Biblia de la București din 1688, știți? Atunci a fost Biblia, ce frumoasă. În timpul lui Șerban, Carta Cuzinou. Cam așa arăta, cu litere chirilice. Era știți, cu litere chirilice, slavone. Și Dumnezeu a făcut și asta o minune. Atunci când a început tipărirea Bibliei în limbile popoarelor, vorbesc din Europa mai ales, în germană, da, Luther, în Anglia, Wycliffe și alții, Dumnezeu a făcut să se, mă rog, reinventeze tiparul, Gutenberg, da? Mm-hmm. Până atunci făceau copiștii și nu își puteau permite decât cei care erau foarte bogați să poată să aibă o... Eu am o Biblie acasă, mă nu spuneți altora, o Biblie Gutenberg. Deci, este original în sensul că este tipărită în 1930, după tiparul original, da? S-a făcut ultima dată o tipărire după tiparul original. Și cu toate definiul, nu are valoarea datativă original, n-aș mai fi asta nici. Nu pot spuneți. Da. Este de o frumusețe extraordinară. Aici vreo săracul a scurs-o în pământ. A făcut o groapă în grădină și a înferit-o tot o intrat apa la ea și o distrus-o. Împinut foarte tare, dar oricum. Bine, aici o să reduc din materialul ăsta, înțelegeți? Chiar mai esențial. Ce este util. Dar sunt interesante și importante. Să știi un pic și despre, să vedeți ce frumuseți să puteți face, da? Așa. Aici vă spuneam e ce frumos este, le-a spus apoi, să propovăduiască, da? Prefăcătorul, da, de viață, cuvântul său la toată zidirea, și cum am spus, la toate făpturile a scos, da? Deci, și la pisicuța asta, și asta, se putea fac eu în viere și prin zidire. Pare ceva, așa spune Iisus, la toată zidirea, la toată creația. În Evangheliile noastre, cum apare, toată creația, nu? La orice făptură. La orice făptură. Traducerea comunistă. Da. Dar nu este, v-am spus în greacă, hoi antropos, adică la oameni, da? Ci la toată creația. O chestie extraordinară. Ce care vor fi motiv? Nu vorbeam atât de 2000 de ani.
Deci, nu, cum să nu? Că vă devin cu Hristos. Vreau să vă devin cu Hristos. Dar ce va să rămân? S-o rămâniți și-o avea copii. Aia la fără cu aia nu vor avea trupul de slavă. Deci, nu vor mai vorbi ca îngerii. Fără sex. Și că în secolul care la au fost... La de mii de ani? Deci, cei care vor face parte din biserică nu se vor mai căsători. A, mireasa care va feri pe pământ. Nu, da, mireasa. Da. Deci ei vor fi în trupul de slavă. Da. Dar cei care vor supraviețui până la sfârșit, când Anticrist la Armageddon va fi distrus, da, vor avea trupul de carne, dar cei care nu au primit semnul fiarei și se vor mulți, așa cum ne mulțim noi acum, în condiții extraordinare. Vor avea și vor trăi până aproape 1000 de ani. Cum o trăi la început, era simetrie, da? Ce frumos! Da? Dar nu mai să nu te deci oficei, toate cuvinte, oficei care s-au convertit în necazul cel mare, nu? Care s-au convertit, mulți vor fi decapitați, spune că le se va tăia capul, da? Și așa cum a fost pentru că cine va rămâne, va fi cei care nu au convertit. Nu, cei care vor, nu, stai puțin. Cei care nu vor fi răpiți, da, vor rămâne pe pământ. Da. Dar unii dintre ei se vor converti atunci. Da. Pentru că unii, o să zic, unde e tatăl meu, unde e bunicul meu care îmi spunea că unde mi-a citit din cartea lui... Și atunci se vor întoarce, da? Și nu vor primi semnul Anticrist. O să spună, nu, mi s-a spus, cine primește semnul, nu va avea parte de viață veșnică. Și vor refuza. Unii se vor ascunde, probabil, prin păduri, prin cine știe în ce condiții înfiorătoare vor supraviețui până la venirea lui Hristos. Și cei necredincioși care au venit se nu dea... În clipa când va veni Hristos, toți aia vor fi distruși. Adică omorâți? Da, omorâți. Nu, omorâți. Iadul va veni la judecată, asta e foarte interesant. După distrugerea pământului, da? Ce zici? Tot vorbesc cu sora mea și da. Așa care m-a plăcut. Nu da. Cred în ea. Da, știu, cred că... Da. Omul va fi aniflat. No, sigur că e cel mai comod, bineînțeles. Știți ce interesant? Subiecte extra, toate foarte interesante și frumoase. Știți că este vorba de judecata înaintea tronului mare. Deci asta după ce pământul va arde cu tot ce e pe el. Știți asta, nu? Atunci va fi. Și m-am gândit și o treabă foarte... N-am găsit-o la alții, deci eu spun că nu vom fi judecați, că vom fi toți judecați. Și începând, știi că începe cu biserica, dar pentru răsplată, nu pentru o sândă. Dar vom vedea acolo la judecata înaintea turnului, care Hristos va fi judecător, da? Spune clar Biblia. Vom fi judecați nu numai pentru faptele noastre, pentru cuvintele noastre și tot, da? Ci și pentru consecințele lor. Arunci o vorbă și, te rog, n-a venit sora aceea, da, nu? A venit, e cea dată în verde. Și ce nu mi-ai spus? Te rog frumos să mă ierți. Cea de acolo. Cea în verde. M-ai întrebat ce școală. Ieri. Azi dimineață. Azi dimineață. M-ai întrebat acest colo de jai. Da. Te rog să mă ieri. N-am vrut să fiu ironic sau așa de glumă, bine? Da. Că n-am vrut să rămân supărat pe asta și eu o consecință. Dar fiți din glumă. Nu vă contează. Pentru că voi dați o coteală. Dacă te supăram,
și îți cream o anumită reacție, care după aia, știți, cu o vorbă bună, merge după aia, face tot mai bine, da? Și în familie, dacă tot cu copilul frumos, dacă țip la el, sau țip, soția țipă la soț sau în cicărețe... Mânia, spune mânia. Da, mânia prinde mânia, înțelegi? Și vom da socoteală, de-aia trebuie să fie la sfârșitul lumii, lumii, da? Ca să ne vedem tot lanțul de... Nu vom da socoteală numai pentru ce? Și pentru consecințele ceea ce am făcut. Știți că, fac așa o mică iarăși paranteză, că sunt multe ele. Când Darwin a plecat în călătoria în jurul lumii, el era student la teologie, în anul 4, ca să devină preot. Și un coleg de-a lui, ce să zic, un nenorocit care va plăti, știți asta, știți, i-a dat, cred că, o carte de Linne. Da, da, da. Care așa l-a buiguit, cum îi spunem noi, l-a, i-a zdruncinat mintea, zdruncit mintea, încât atunci când a ajuns în Galapagos și cu tare, tot ce n-avea ce să facă pe corabia aia, decât să citească el tot ce să facă. Și a început să vadă ceea ce nu era. Deci diavolul s-a folosit de asta. Și nenorocitul ăla de coleg, da, în loc să-i fi dat 10 Biblii cu el, da, i-a dat cartea aia, va, și câtă durere și cât ce îndepărtare de Dumnezeu nu a dus teoria lui Darwin în lume, pentru că omul știu, i-a convenit, a nu mai răspund, cum spunea el la C.S. Lewis, te trezești într-o dimineață că toate taxele nu mai există. Deci spuneam acolo, v-am spus, că nu mai ai nicio răspundere față de stat, da? Îți liber, da? Deci așa era și față de Dumnezeu. Și Darwin asta a făcut. Nu există niciun creator, face ce vreți, este, da? Nu mai spun că Nietzsche i-a preluat teoria și a aplicat-o darwinismul social. Cel care e puternic, calcă în picioare pe cel slab, da? Nu e nicio problemă. Asta așa se întâmplă lumea. Cel puternic, da, rezistă, supraviețuiește. Restul care ca românii, țiganii sau slavi, cum au zis Hitler și ăsta, să fie distruși. Ori îi punem sclavi, da, ori ăsta. Deci, un gest. Putea să zic că te-am spus. Din un gest mic a ajuns la o catastrofă. Sau alții care printr-un cuvânt au încurajat pe cineva sau l-au întors la Dumnezeu și acela, că să vă spun, dacă aș fi mers la Norman Stone ăsta care a făcut filmul, regizorul, trebuia să ajungă anul ăsta, poate că ajung eu anul viitor, aș fi vrut să-i duc, am un material extraordinar de interesant despre David Livingstone, știți de el, nu? Misionarul care a întors peste 2000 de canibali și de asta în Africa. Ce lucruri extraordinare a putut să facă. Și era scoțian și el, ca și Norman Stone. Și de-aia mă mir că nu a făcut încă un film. Sunt niște filme, dar foarte slabe, despre David Livingstone. Am văzut nu deloc. Slabe, deci am vreo două, dar nu. Și el care el, și el e scoțian ăsta, Norman Stone. Ce a făcut? Avea, gândiți-vă, era într-un sătuc, acolo s-a născut David Livingstone, dacă intri pe internet să citești poate mai mult, un orășel sau un sătuc. Și mergea la o biserică presbiteriană și era un preot mai bătrân, mai deja obosit și predicile și erau mai lălăite, mai nu știu ce. Și totuși, nu s-o zice, nu știu de câți zeci de ani sau nu știu, mulți ani, să spunem, nu s-a întors nimeni la Dumnezeu din biserica aceea. Mai veneau, că veneau așa, normal, de rutină. Și într-un moment dat, la o predică a lui, David Livingstone s-a întors la Dumnezeu real. Deci s-a produs nașterea din nou în inima lui. Și gândiți-vă, deci cuvântul acela, din ziua aceea, ce-o fi fost duminică sau când, da, a preotului acela, a putut
să creeze, da? Să aibă consecințe convertirea a 2 milioane de negri, care la rândul lor, da, au convertit alte 10 milioane. Iată două, îmi dau exemplu. Aparent, da. Da, el a fost prieten cu tatăl meu, foarte bun. Da. Asta nu crește în ochii mei, sau nu cresc eu. Da, au fost prieten foarte bun. Încă când era în București, da. Și în Gherla. Și în Gherla, da. Și trei ani toți împreună a stat Alișor bun. Să le dai și lor aceea lui Alexandru Suc, bine? Să le dai când vă mai întâlniți. Nu dat... promit că deja uit. Trebuie să-mi notez. Deci multe, da. Multe, le-am dat în seara. E interesantă, Alexandru Suc, da. Și ne întoarcem la oile noastre. Deci și consecințele, și pentru ale vom fi judecați. Un gest mic, da? Poate să aducă nenorocire imensă. Un gest mic, un cuvânt, da? Poate să aducă mântuirea a milioane de oameni. Așa ne spun. Asta e o temă iarăși care... Este poezia aia, ai spus-o vorba, vorba ta, mergând din gură în gură. A dobărât savană în țara. Știți, om, ce mare răspundere ai. Sunt lucruri. Tu ne-ai pus mie aici ceva sau... Ce anume? Aici. Răzălă ce multe ar fi, trec, acum am viteză foarte mare, vă promit, frații greceanu, alții care iubesc Dumnezeu, se vine cu viteză. Urăciunea asta v-am spus că va ajunge acolo nou, se va pune anticrist în Sfânta Sfintelor va intra și se va autoproclama Dumnezeu și evreii o să-l considere Mesia care a venit. Așa e ceva făcut. Da? Dându-se de Dumnezeu. Dar am spus aici, acum încep mai repede, ca această profeție să se împlinească, nu? Ca să intre în Sfânta Sfintelor, trebuia mai întâi ca poporul Israel să întoarcă în Țara Sfântă, nu? Pe așa-i? Și s-a întors. Deci așezarea, acum nu mai intru aici cu Ezechiel, foarte interesant, dacă o să le vedeți, dacă ajută Dumnezeu în carte. Mă duc repede peste asta. Și cu Ezechiel, cu Valea, cu oase, știți aia? Foarte sunt. Și iată aici cum evreii au început să vină. De ce? Au fost împinși și așa o să fie mai... O să vedeți că o să mai urmeze chestii de genul ăsta. Erau pogromurile acelea în ce a fost în Spania, au rugat din Spania, în Franța. Într-un anumit fel, dacă eu le spun, sigur că-i doare, pe bună dreptate, pentru că ei pe unde s-au dus au cam jefuit tot. Acum sper că nu deranjez pe ei, nu sunteți evrei, dar eu mă cheamă Moise, așa că spun și... Dar ce au făcut? Asta este evreul necreștin, neîntors la Dumnezeu și cum fac și acum, au profită, Dumnezeu le-a dat o înțelepciune și o îndemânare în cele financiare, nu? Extraordinar. Și au pus mâna și în Spania și în Franța pe toată bogăția. Economie. Și atunci, cum să lăsă omul ăla și în Germania? Deci, nu justific deloc, de să fie clar. Nu, cine se atinge de ei și cine îi blestemă, va fi blestemat. Dar vă spun că a fost o consecință. Cam pe unde erau, da? Și la noi, în Bucovina, la Polistia, n-ai văzut un evreu când pe câmp. Nu, n-a existat așa ceva. Ei aveau cărciuma, da? Unde să luau banii, aveau magazinele alea sătești, în care notau în catastrofe Gheorghe anul nu știu ce, a luat astăzi un kil de făină sau un kil de zahăr
și dacă nu plătea, îi punea mereu, îi punea dobânda, încât Gheorghe ăla nu mai putea, nu mai era dator vândut, da? Și sigur că Gheorghe ăla, la un moment dat, nu cred că mai avea la inimă atât de mult pe, pe respectivul Gotzenberg sau cum l-au fi chemat, știi? Asta s-a întâmplat. Și lucrurile astea trebuie, trebuie înțelese. I-au împins ca atunci imediat după război sau chiar și după primul război mondial au început să, să se întoarcă în țara lor. Știți asta. Nu intru acum. Asta e o fotografie care îi, îi document de prin înainte, cred că de 40 făcută. Nu am, nu am data exactă. Dar a spus, i-au împins pe Palestina. Care era numai altceva numele de Filistia. Cum ați spus? Filistenii. Da? Era, până atunci o ocupaseră ei arabii. Și ei se considerau deja de 2000 de ani erau acolo și acum spun că de ce ne-au scos din țara noastră? Că noi, da, bine, dar înainte Dumnezeu l-a promis-o prințelui Avram. A spus de la, de la, de la marele, de la marele fluviu care era Eufratul până la Nil. Și acolo așa va fi țara lor. Să, să, mai, să mă mai întâmpla schimbări. Pentru că Dumnezeu, ceea ce a spus, da? Atitudinea antisemită din lume. Eu am discutat cu mulți în America. Sunt foarte mulți porniți împotriva lor. În mâna lor sunt televiziunile, da? În mâna lor sunt băncile, în mâna lor sunt ziarele. Ei manipulează, ei fac, nu? Ei l-au finanțat pe Obama, ei îl manipulează, ei fac tare. Evrei necreștini, atenție! Cei care se întorci la Dumnezeu, la Hristos, sunt altceva. Dar ceilalți, pentru că nu putem, în lumea spirituală, nu putem să fim neutri. Pune un, cei care ați făcut fizică și ați făcut la școală, ia o bilă de nea de metal și pune-o între polii unui magnet în ăla în formă de U, nu există să o pot spune, eu că aș fi copil, poate ați făcut la fel, nu? Am încercat să o pui în echilibru. Ați încercat treaba asta, o la trage, o la acolo, nu se poate. Așa e și în lupta spirituală. Ori ești cu, cu Dumnezeu, cu Hristos, ori te atrage Satan și e unealta lui. Asta se întâmplă. Ei oricum au donat, așa se spune și sunt sigur de asta, pentru că sunt naționaliști și ce e interesant, de fapt și asta e, tot evrei necreștini. Niciun popor n-are voie să fie naționalist, niciun om, deci eu dacă mă duc și arat că port asta, vă privesc cu suspiciune. Numai ei au voie să fie naționaliști. Înțelegeți? Evrei. Nici unul alt, da? De-aia caută pe toate popoarele să le strice cultura, cum se strice la noi, tradiții, cultură, cu tot, să-l dezrădăcinezi de tot, să-l bagi în, în magiunul ăsta, să-l numesc așa, da? De globalizare, copil. Multicultural. Multicultural, sigur, să accepti totul, să-ți pierzi identitatea. Dar ei și-o vor păstra-o. Ei nu stâmpiți. Ei știu, în clipa când ți-ai pierdut identitatea, poți fi orice, da? E o chestie. Aici, de adevăr, profeția aceea extraordinară, că mă întorc, sigur, la astea benefice trebuie să, să vorbim. În 14 mai 1948, eu aveam deja 2 ani, aproape, ce minune. Profeția aceea care Dumnezeu, da, le-a promis-o, că vor, vor fi răspirați, da? Și se vor întoarce înapoi în, în țara lor. Și spune aici, cred că la Isaia este 14 mai 48, Ben Gurion anunțând înființarea statului Israel, da? Ce minunea fost. Pentru, chiar emoționant, pentru, nu numai pentru evrei, pentru toți creștinii. Tatăl meu, atunci, și asta a fost una din capete de acuzare, a spus că întoarcerea evreilor în țara lor este un semn al sfârșitului. Sigur, e clar, evident. Da? Cine ar fi crezut, spune aici, ce am pus aici, se poate naște un popor
într-o singură zi? Da? Pune, cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Aveau apucat-o muncile și fica Sionului și-a și născut fiii. În Isaia 66:8. Ce fantastic! Într-o zi s-a născut poporul ăsta. Da? S-a renăscut, să spunem. Și atunci asta a fost deja o condiție. Nu poate să vină anticrist până nu era, nu? Nu se întorceau ei înapoi în țara lor. Și nu știu dacă se întorc în țara lor, cum și-au cucerit-o. Deci s-a împlinit asta, s-a împlinit. O parte din vechiul teritoriu primit de la Dumnezeu, de la Eufrat, cum am spus, până la, o am aici, până la Nil, uite, spune, seminției tale dau țara aceasta de la râul Egiptului, e clar, Nil, da? Până la râul cel mare, din Eufrat. Asta e și semnificația steagului lor. Sigur că da. Exact. Țara noastră se întinde de la apă la apă, două pungi albastre. Corect. Exact. Nu l-au ocupat niciodată. Și l-au cuceri șase țări. Da. Însă Ierusalimul nu era lor. Au avut o parte din țară, au intrat, da? Dar nu era Ierusalimul, care este acolo, piatra, nu? Principală. Și ce s-a întâmplat? A fost războiul acela din 67, de 6 zile. Da? Uite aici, ce poză am fotografiat un poster, excepțional, m-am bucurat imens că a putut, e chiar de pe zidul plângerii făcut, știi? Acolo, cu câțiva în urmă. A zis, să vă uitați-vă la privirile soldaților acesta. După aproape 2000 de ani, să fie din nou la zidul plângerii, care era o parte din zidul templului. Pentru ei, pentru cei care, uite acolo ce priviri, a zis eu, de la care sunt crispate și, știi, și bucurie și ce emoție extraordinară. Deci ăsta a scris un deci paratrupă de Westminster Wall. Deci a fost trupe din asta. Pentru că au depus o rezistență foarte mare, ăștia cu avioane au trimis paratrupe din asta, deci paratruchiști. Și eu, trist, războiul e mizerabil, nu iubesc așa ceva, au murit și de partea unul și altul, dar au ocupat Ierusalim. Era Ierusalim deja a lor. Un lucru extraordinar, da? David Rubinger, el a făcut o ziua de 10 iunie 1967, la câteva minute după cucerirea zidului plângerii. Da. Uitați-vă aici, am găsit, mă, când a fost în Israel. Acum, cum o să vedeți, am scris că trebuie să mai o refacă după că am scanat-o, am găsit într-un album o treabă excepțională. Cum va arăta noul templu? Ia că-l acolo. Îl vedeți? Ăsta al treilea. Și vă arată foarte, uite, aceeași fotografie, suprapusă pe fotografia asta. Uitați-vă aici, zidul plângerii și cu oamenii de jos și cu ăsta, da? Și uitați-vă aici, da? Zidul plângerii, vedeți același lucru? Da? Locul moschei roman. Zidul a Domnului, da? Ce fantastic! Deci acolo va fi Sfânta Sfintelor. Ăsta e templul întreg. Că știți că era curtea interioară și nu mai intru acum cu amănunte, pe unde se urca, că erau psalmii treptelor, da? Că urcai trepte, adică trebuia să faci o pregătire până când ajungeai acolo. Ce frumos! Îmi pare rău că femeile erau discriminate. Știi că femeile n-aveau voie decât în anumite curte. Îmi cer scuze pentru treaba asta. Nu? Așa e, Dane. Așa este. Era o discriminare. Știa asta, nu? De mine nu avea o e foarte interesantă. Poza asta va fi, da? Adică să vezi cum va fi al treilea templu, da? Uite acolo. Trebuie să dispare, da? Moscheia. Pune aici istoria templului. Acum vă trec mai repede, iarăși.
Deci ajung totuși mai bine. Am înaintat destul de frumos. Mă n-o să vedeți. Mai avem până la față. Ia uitați-vă, domnule. Pe moschia vreo mare? Da, asta e înăuntru. Când am intrat, mi s-a tăiat un stânci. Pe care l-a dus Avram pe Isaac. Ce trebuie să ai muntele Moria? Dacă se muntele, vând cu muntele Moria. Și prin Izmir, am vrut să iau pentru cele 7 biserici materiale, fotografii și de asta să fac. Și am discutat cu niște arabi, cu acolo la Hagia Sophia, deci cu preoți care știau și engleză bine, și i-am întrebat, bine, am citit și în Coran, voi cum credeți, pe cine l-a dus Avram jertf acolo pe munte. Bineînțeles că pe Ismael. Deci pe Ismael, ce vorbești? Vorbești prostii. El a fost întâi un născut, înțelegeți? Deci așa se poate războiul ăsta ideologic și acum. Am o întrebare. Vă rog. Înainte, când era templu aici, da. Atunci în locul ăsta unde era Sfânta Sfintele, da? Aici era exact pe locul ăsta, era Sfânta Sfintele, era închisă. Era închisă, sigur, și templul Solomon. Uh-huh. Și când a fost cortul, când au dus cortul prima dată, tot acolo l-au pus, până au construit, templul. Deci nu întâmplător, vreau să spun, sunt lucruri de rafinament. Că dacă îi spui, acum iertați-mi unui prost, să spună, ce-i cu asta, niște strânci, nu înțelegi? Dacă nu înțelegi frumusețea, simbolurile care sunt legate, da, sunt extraordinare. Dar este un text biblic care se confirme că vârful acelor strânci a fost în Sfânta Sfintelor? Cum să nu cred să vezi ce vine de asta? Vârful Moria s-a locul de Avram a dus pe ori de aici. A spus, musulmanii consideră, au spus că l-au dus pe, deci Avram, la ei Ibrahim, știți că Ibrahim este un nume cam comun turcesc, musulman, și a să dau, unde să se spun, am un fișier din Coran. Nu-i propoastă să-ți poartă terminat. Ce-ai? Nu. Încă și românești. Ăla am și eu românești. Ăla e românește. Da. Deci dacă te uiți acolo, când l-au dus Coranul la Da. Da, ia, da, tot așa ca și marturile Jehova, că l-au găsit cu tare ce cu tare. Geran. Da. O clipă vă mai spun, mai biluiți, mai biluiți. Nu mai intră, mai duc. Băi, mi-am pus, Dane, unde ești? Ai prezent. Ia duc la sora Ani cartea asta, Coranul. Am mers cu un prieten în Danemarca. În Danemarca. Ne-au primat acolo un frate. Să facem un grăm primar, să facem tot așa o împrățire. Mi-am pus întrebarea și am găsit-o. Dacă caut găsirea, acum mă întorc și spun. Textul acela din Apocalipsa, în care vorbește că acolo la Armagedon
va sufi sângele, va fi până la zăbarea cailor. Știți asta, nu? Deci era, deci carnajul ăla, nu mi l-am închipuit, cum să de ce se va putea întâmpla. Și știți cum se va întâmpla? Vor veni chinezi acolo, vor veni cam 200 de milioane de chinezi vor fi pe câmpul ăla de bătălie. 200 de milioane. Plus alții din Europa și din lume vor veni strânși acolo. Spune, nu potirul ăla mâniei lui Dumnezeu. Și am găsit, este extraordinar de important. Zice, aici în Apocalipsa 16, o grindină mare ale cărei boabe cântăreau aproape un talant. Talantul era între 30 și 40 de kilograme. Era diferență de la cetate la cetate. Vă dați seama, un bob de grindină care cade poate să distrugă parbrizul unei mașini, nu? Dacă e mai asta. Gândiți-vă, să cadă grindină de 30-40 de kilograme, este teascul mâniei lui Dumnezeu. Teascul când se storceau stropurii, da? Călcați în picioare. Și din care țâșnește mustul, da? Așa va fi acolo, ăla va fi teascul mâniei lui Dumnezeu. Și în Iov spune așa, ce interesant. Deci ai ajuns tu până la cămările zăpezii. Ai văzut în cămările grindinei pe care le păstrezi pentru vremurile de strântoare, da? Pentru zilele de război și de bătălie. Totul se leagă, totul are o logică. Și iasă, cu cât o citești Biblia, cu atât e mai coerentă și mai, da? Și mai găsești tot mai multe. Ai, deci nu se mai termină. Cămările grindinei pe care le păstrezi pentru vremurile de strântoare. Da, că scrie în Apocalipsa că va fi o grindină mare. Aici să nu le pun acum, o să le vedeți în carte. Alsem, a de la morală aici, starea morală a lumii, da? Deci ăsta e un semn, nu? Ceea ce în Timotei 1, în Timotei 1 a vorbit cu Pavel, spune că zile din urmă, cum va fi starea? Și ceea ce avem acum, ce avem o oglindă, unii spun, omenirea totdeauna a fost așa. Da. Bunicii mei și bunicii voștri, da? Nu? N-au fost așa. Cum sunt acum tinerii? Aceea cu, cum îl cheamă, Iov zis, Doamne? Pui de drag. Pui de drag. Nu a fost așa. Nici pe vremea noastră nu a fost așa. Absolut. Și chiar dacă erau ortodoxi, să zicem, da? Mergeau, eu mă duc aminte bine, bunicul a fost baptist, sau că nu asta contează, din partea mamei. Mergeau la țarină, da? Și știți că pe marginea asta erau troițele alea sau crucile. Și se rugau, deci îngenuncheau înainte de a băga plumbul în brazdă. Așa făceau. Și îi mulțumeau lui Dumnezeu, da? Și Dumnezeu le dădea, cum spune, erau vremurile acestea, când veneau ploile la timp, da? Ploile de primăvară și ploile de vară și putare. Era altă climă, da? Și asta, era o lume mult mai credincioasă. Nu știu dacă el a spus ortodox, catolic sau ce erau. Noi suntem deja, nu, suntem aproape. Din zilele astea, să știți, Dumnezeu, cum vor fi? Neînduplecați, care am fost neascultători de părinți. Nu? Ce bine prins, ce perfect. Asta, de acolo începe neascultarea de părinți, adică eu ca părinte vreau să-ți dau un sfat bun și pui de aici, mă, bătrâne sau babalâncule, că lumea voastră a dus, voi ați trăit într-o altă lume. Abara, nu mai înțelegeți, că un tânăr, am văzut o chestie de aia la grupul vouă, absolut superbă, nu mai știu să vă pun, cum un tânăr vine și vorbește cu taică său, da, în termeni astea de computer, știi? Că absolut, de termeni de computer, s-o vorbeau doi dintre ei și bătrânul se uita, le nu înțelege absolut nimic din ce, știi? Așa este. Bă, copilule! Bă, copilule!
lume. Vizită nouă, nu mai vizită. Da, e luat să zice în împrumut, zice, de da. Da. Da, ce, ce frumos, ce frumos termin aici Apostolul Pavel. Spune, de, da, iubitor de mai mult de plăcere decât iubitor de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar pregăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Ce frumos. Ce simplu, nu? Eu am scris aici. Eu am spus, nu? Pune un cine de însoție ca să pun cine de un vorbe românesc. Asta este. Sau psalmul întâi, nu? Nu te du. De, nu se duce, nu se așează, nu. Da. Asta este. Și oamenii nu vor să priceapă lucrurile astea atât de clare, că sunt foarte clare. Că nu bine, sunt unele și mai grele, adevărat. Nu, nu scrie numai bărții. Nu, știu, 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 da, o formă de evlavie, să duc și să tărăsc pe acolo de la Paraschiva și de la nu. Aia e formă de evlavie. Dar e așa, m-am cer scuze, sper că nu vă supăr pe nimeni. Dacă găduindu-i puterea, ce rost mai are forma de evlavie? Poftim? Dacă îi găduiesc puterea, la ce le ajută forma? Sunt niște mecanisme financiare care mișcă între ei. Puteți fi fericiți la secțiunea a doua. Nu știu, păi Dumnezeu să... Hai ca ce vă trei crepede. Hai să vă spun ce interesant, ce a doi crepede. Vă promit că i-am făcut. 5 minute nu mai e. Da, nu mai e. Să vă trec. Caut în 5 minute să trec totul. Cei doi martori, știți că cei doi martori din Apocalipsă, mă trebuie să căutați, vor fi uciși de Anticrist. Și va lăsa acolo în Ierusalim și tot... Nu, că noi n-avem în Arad, că la noi în Arad au scos. Da. Și ce se întâmplă? Spune aici, da, că voi da să prorocească cu tare mănuindu-na, când își vor isprăvi mărturisirea, da, Anticrist, va face război cu ei și va birui și va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății cele mari, care în înțelegul omnicei se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit Domnul, deci este clar, e vorba de Ierusalim, da? Și oameni din orice noroc, din orice seminție, din orice limbă și orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte, da? Până acum câțiva, să zicem, eu am pus aici să vedeți imediat, mă trec chiar în vineri, vă vreau să vedeți. Până în 1967, după, a avut loc prima, eu am văzut-o, eu mă duc aminte. Ai văzut? A avut loc prima emisiune, mă rog, televizată Mondovision. N-am văzut-o la români, am văzut-o la unguri. De ce? Că se spunea, să urmăriți, că e un lucru foarte interesant. Nu mai spun mai mult, s-a transmis în vreo 40 de țări, au fost nu știu câte milioane de oameni care au... Da? Deci prima transmisiune Mondovision. De atunci, intru numai așa, până atunci nu părea real ca oameni de pe planeta aceasta să poată privi la un eveniment care are loc într-o țară îndepărtată, da? Gândiți-vă astăzi, nu intru mai mult în asta ca să termin pentru voi în 5 minute mai multe, cu un telefon 3G sau 4G, da? Iei imagini de oriunde din lume. Pe laptop, pe tabletă, pe computer, corect, pe televizor. Deci mai este problemă, este o împlinire. Este că suntem, deci oricând poate să aibă loc un astfel de eveniment. Corect? Deci eu asta vreau să spun, trăim timpul acum. Sigur că trăim. Iată că dacă lucrul ăsta nu l-am fi avut, aș spune, măi, degeaba, dacă se întâmplă, n-ai cum să vezi, da? E poveste. Iată că nu este poveste, da? Nu intru aici. Am pus aici multe date care zic sunt interesante. Atunci Beatles și au cântat ceea ce a rămas mulți ani, All You Need Is Love. Voi nu mai știți de Beatles, probabil, da? A fost generația. Nu?
Hai să vezi aici. Deci, l-am spus, deci în prima transmisiune Mondovision, știi? În 67, în anul când, foarte curios, când a fost cucerit și Ierusalimul. Foarte interesant. Bine și cu asta. După aceea, în 21 iulie de Sfântul Ilie, da? Neil Armstrong a pășit pe lună și tot pământul aproape, iarăși, nu știu câte sute de milioane sau milioane de oameni, spune așa, 450 de milioane de telespectatori. Iar acum când a fost ultima dată funerariile prințesei Diana, aproape 2 miliarde de oameni s-au uitat. Este deja posibilă treaba asta. Nu, faptul că poți să vezi cu cei doi martori ale Apocalipsei care vor fi omorâți și vor sta și toată populația Pământului. Da, este posibilă. Este posibilă, da? Oricând, dacă s-ar întâmpla, dacă n-am eu, când așa e eveniment, n-am eu o tabletă sau telefon 4G, mă duc la tine și mi-arăți tu, da? S-a putea. Codul de bară, aici, așa, foarte nu o să pot să vă spun toate ce sunt foarte. Deci m-am ocupat foarte mult și v-am adus. Să nu, sigur că există deja, dar puteați pe toate produsele deja în 666. Adu-mi o sticlă de băutură din aia. Mai știu. Nenea Cristi, ți-l arată aici. Bine aici să-ți arată. Îți scris. Astea de aici, de la trei, o să vedeți numărul 3. Asta nu 3. Asta e 6. O să vezi imediat de ce e 6. Două linii subțirele, da? Da. Două linii subțirele la mijloc, da. Două linii subțirele la sfârșit. Da. Da? O să arăt imediat. Nu, 6, 6, 6. 6, 6, 6. Bă, nu, aici mă duc chiar în viteză mare, dar o să sper o să mă dat. Odată, foarte, foarte interesant, statuia lui Nabucodonosor, atunci acolo unde a fost dus Daniel și ăsta, avea 60 de colți înălțime, 6 colți înălțime. O prefigurare ale lui 666, dar numai 66. Ce interesante lucruri sunt. Toate se leagă, de o frumusețe, adică trebuie, dacă ești matematician, îți place, așa ai? Deci sunt o logică și ăsta ceva super. Și poezia trebuie să-ți placă. Dacă nu-ți place poezia, pierzi din savoarea acestui lucru. Deci, de fapt, arată aici. Da, iată-l aici. Uitați-vă aici, uite-l, despre 6 aici, lângă 6 ăsta. Îl vezi? Îl vezi aici, da? E identic cu ăsta. Mai scurt. Numai că e mai scurt. Ăsta de la capăt. Sunt două linii subțiri, da? 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 Îi, ăsta e 6, are aceeași valoare, chiar dacă nu scrie, da? Da, așa e. Să pune 6, la mijloc este tot astea două linii subțiri. Este. Îi 6, ăsta de la capăt, îi tot așa două linii subțiri. Corect. Nu te-am convins. Nu, mă lasă să vă. Cum să nu? Iată. Pe mine, da. Două linii duple în fine. Iată, de mine, să vă arată. Deci deasupra cifrei 6, pe orice cod de bare, sunt două linii subțiri. Asta înseamnă că cele două linii... Că toți vor fi potențiale. Și în toate codurile de bare apar, repetat, 6, 6, 6. Uite aici, să-mi făcut mai clar. Da. Așa e pe patent. Nu, da, asta e baza. Extraordinar. Aici, vreau să mă vin ca peste festică. Da? Da, pe toate. Toate produsele de astăzi, toate produsele au acest loc de pare 6-6-6. Nu trebuie decât să se mai transfere și la om. De la cumpărător, de la produs la cumpărător, da? Și numai cine a fost uitat, pune nimeni, nu va putea fi lupt, nu va arat sau vinde, dacă nu are imanitate, dacă nu are semnul ăsta.
Alea sunt de, ca și cititorul de bare să le poată citi. Sunt despărțitoare. Dar ele sunt de bază, ele sunt 6. Și între ele nu intru. Sistemul ăsta, da. Acum, știi, nu mai e tot. Am urmă să vezi, da? Sunt unele care... Uite, și aici, articole. Uite, și aici. Uite, iarăși, pe șase, să vezi, da? Deci, astea au valoare clar 6. Nu mai să discută, nu? Șase. Se poate observa că cele două linii fructine au valoare 6. Vezi perechile de linii din dreapta, valoare și un lucru de tare. Deci asta e, iată-te și aici. Deci am pus mai multe, produse luate la, nu zic chiar la întâmplare, dar au mai multe și unde am găsit asta, ca să fie, să lămuresc pe om, să vadă că este acest 6 pe 6. Nu știu cum face de tanță. Da. Cum a fost la bani? Vă rog frumos, data viitoare să nu mai serviți. S-a trecut la carduri, știți asta? Cardurile se pot clona, se pot fura și pentru că tot mai mult se fură și se asta, se clonează și o să spună, dacă vrem să fim siguri de adevăr, le tatuăm. Va fi o tatuare. Nu va fi, da, nu. Doar pe piele. Nu va fi cine. Aia, 100%. De ce? Dacă ar fi fost chip, Biblia ne-ar fi spus că este ceva introdus, înțelegeți? Deci spune că va fi un semn pe, înțeleg că mâna dreaptă sau pe frunte, locurile care sunt totdeauna descoperite și pot să fie citite, va fi un cititor așa, în loc cum îl trec produsele așa prin acolo mă gândeam PIP, o să fie unul mai mare care citește o suprafață mai mare, capul, mâna, va simplifica foarte mult lucrurile. Nu, deci ești exclus. Nu, și nu o să porosi nici pe vecinul tău. Că totul este contabilizat, câtă pâine mănânci tu pe zi. Mai ales că vor fi problema aia cu foamea, da? Pentru cine ai luat tu două pâini. Înțelegi? Deci este înfiorător. Deci acum ai vorbit și asta puțin cu 666, nu? Ca să vezi, să iei la un mic aponto. Imediat. Da, și cu o să vezi destul. Acum, nu încerc să spun ce se vea la asta. Și de gematrie. Ce e gematrie? Gematrie înseamnă, știi ce, numai... Iisus în greacă, da? Uitați-l aici. Iisus în greacă. Nu pot să vă cred eu prea mult. Da, Iisus în greacă, Iesous, vedeți cum e scris, are valoarea 888 de 3. Dacă anticrist este 666, 8 este un nou început. Au fost 8 care au fost salvați în arca lui Noe, știți asta, da? 8 este 7 note în gamă și do de sus. Începe o nouă, da? Au lucruri și Iisus este 888. 8 cu culcat este infinit. Deci el este de 3 ori, să spunem. Deci acolo se întărește. Și la 6 ce se întâmplă? Acum, capul unui om intră exact de 6 ori în trupul lui, în lungimea trupului. Gândiți-vă că eu am un 72, bine și atâta, da, îți mulțumesc Dumnezeu, dar socotiți că capul meu cam de aici până aici, cam are 23, am măsurat 23-24 până aici de centimetri, ar avea 25 de centimetri, da? Și eu aș avea 1,75 m. De câte ori ar intra capul meu încă? De 6 ori. Deci, corpul uman, să zicem, mai dezvoltat sau așa, ce înseamnă 6? 6 înseamnă nedesăvârșire. Înseamnă bestia. Deci, eu fără rațiune. Cum spunea Ioan Alexandru în poftele de la Buric la Vale, știi? Superb. Deci, nu pot să... Deci, omul fără cap, fără rațiune, este o șoană.
Da? E neîmplinit. Da? De trei ori de-aia anticristul, de trei ori neîmplinit. Înțelegi? Foarte frumoase. Trebuie să-ți placă. Nu? Și gematrie ce înseamnă? Atâta. În vechile limbi, fiecare era unul sau cifre. Cifrele arabe, știi că le avea prin secolul, nu știu, 13, 14, s-au introdus în Europa. Luate de la indieni, în fine, știi, cifrele. Cifrele arabe. Și până atunci, da, și chiar la noi, se foloseau literele chirilice. Cel mai simplu este cifrele romane, la ceasul, nu? Da. I-ul e 1, V-ul e 5, X-ul 10, da? Pricep? Deci are o valoare. Și așa poți să găsești la fiecare cuvânt în original, să-i găsești valoarea numerică. Foarte frumos să te interesezi. Și 8-ul este infinitul, da? Culcat. Adică 8-ul culcat este infinitul. Sigur că da. Poate. Mi-a fost creat omul și tot, nu? Acum nu mai intru. A, stai să vedeți numai puțin, vă dau. Cum funcționează, nu mă văd până acum. Gematrie, de ce ai spunea? 1, 2, 5, da, astea sunt M, nu, nu e. Nu, mai am ceva cu abilitarea scriptului, nu trebuie să fac. Coranul are fie de 6666 de versete. Ce te exact. Vezi, dacă eu sunt un căutător de, știi? Deci nu sunt întâmplătoare nimica. În cosmos e bine. Da, ai un lucru. Să spun un lucru, nu mă trebuie să ai cineva. E bun, da. Uite de aici. Litera Vav, da, din ebraică, care prin transliterație ce înseamnă? Prin, deci dacă treci în alfabetul, să zicem, latin, da? Deci Vavul ăsta se transformă în W. Da? Internet www 666. Ai știut asta, nu? No. Nu. Ai știut. Deci, șase e corespondent la W. Da, nu. Vavul. Vavul e când e transliterație. Asta apare în ebraică, vezi aici, deci în ebraică. Și decimalul, adică valoarea lui, este de 6. Da? Ce interesant, nu? Și la noi, în litera A avea valoarea asta. Nu contează, nu? Noi suntem feliți de Dumnezeu, de nu? Nu am nicio lucru. Dar așadar, W, da? Egal 666. Tot e cu intenție. Satan este acolo. Își pune semnul lui. Își pune semnul lui. Sau interpretăm mai tot. Deci aici credeți că e ceva forțat? Doar un constatare, e o constatare, deci fiecare o descoperire a codului care există. Nu eu am făcut-o asta, nu. Deci, doar că am pus-o, da? Ce? Sau credeți că eu am făcut-o fără să știe? Că l-a pisit, că l-a făcut-o, nu, ordine mondială, eu v-am povestit aici un pic, acum asta să vă arăt, că va pune acolo în Sfânta Sfintelor, va pune, va fi icoana fiarei, da? Și ce va pune? A mergeat pe profetul vincinos, de Călătorul Pământului, prin semne pe care se deduce să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorii Pământului să facă o icoană fiarei care avea rând de sabie și trăia, deci anticrist va fi un atentat împotriva lui, va fi rănit și va fi o contrafacere a învierii. Înțelegeți? Exact așa nu cum fiind. Când să vedeți simonsul? Da, o să vedeți. Exact așa nu cum fiind. Da, cred că alfa și omega. Cred că poți alfa și omega sau omega. Ceva de genul. Dar la urmă de mult. Da. Și îi s-a dat putere. Ori alfa ori omega. Alfa, omega. Omega, trebuie zice. Da. Nu știu, n-am văzut că... I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, da? De să pară vie, ca icoana fiarei să vorbească, da? Icoana fiarei, de cui e vorba de fiară, fiara pleacă de acolo, da? Rămâne numai icoana fiarei să facă să fie omorâți toți cei care nu se vor origina fiarei. Deci vor cere, ce se va întâmpla?
acel semn, deci va fi un semn, nu va fi obligatoriu, va fi recompensa. Te duci și te închini la anticrist, îl chinești. Nu vrei, ești exclus. Nu mai vrei să cumperi nimic, nu mai vinzi nimic, înțelegi? Ești exclus total afară din societate. Și asta va face, plus că va face icoana asta, să poată să fie un bun, nu se vede ție de-a. Nu, atâta. Da, și să spun. Rugați. Aulă. Firma Honda a scos astăzi, este foarte recent, cel mai performant robot, da? Asimo îl cheamă, vreau să vedeți, umblă, mă vin un viteză mare ca să termine, aleargă, urcă trepte, interacționează, vorbește cu tine. Ce mai faci? Bine, servus, cum te cheamă, Asimo, da? Diferite treburi. Uiți-vă că astea e un stat după care în câțiva ani se poate perfecționa ce cum merg toate astea din tehnică. Uitor, da? Deci, uite ce face, am zis. Trăim, într-adevăr, vremuri apocaliptice în care această profeție legată de icoana fiare, pare, nu că pare, este posibilă. Este posibilă, da? Că va putea vorbi și va putea conecta să fie la un computer, dacă nu mai treci printr-un, eu știu, din ăsta, de ca la avioane, scanner, și nu ai semnul, te oprești, tu rămâi aici și te văd într-o lupă și te ducem și te execută. Da? Va putea să facă. Dacă aleargă, nu știu, te-am mâncit mult la treaba asta, știi? Exista în vechime testul Cezarului și așa va fi testul ăsta lui Anticrist. Ce, când Ioan a fost exilat în insula Patmos, ce făceau? Îi puneau să jure credință, să meargă, venea cu centurion roman, cu alaiul, și aduceau ceva tipsie din astea cu jar și cu bobițe de tămâie. Și trebuia să te duci, da, în fața lor și să spui Cezar este Domnul. Și creștinii nu puteau să facă, să accepte așa ceva. Cum cei care nu erau, da, creștini. Și pentru asta, pentru mărturie, asta se pare, și așa spune tradiția, atunci Ioan, care totuși era în vârstă, nu l-au omorât, ci l-au trimis pe insula Patmos, să lucreze acolo la carieră. Da. Împărații la soarele ăsta revenit cu viteza mare. Un accent spune aici, va fi o mobilizare, spuneam, de 200 de milioane de oameni care vor veni din Orient. Soare răsare, țările de la soare răsare, Anatole Selion, sunt țările China, Japonia, cele care sunt acolo, alea țările de la drum, și le spune țara soarelui răsare, da? Și la Japonia, da? Și numai o țară cu, că în urmă, gândiți-vă așa, în urmă cu 30 de ani, nu știu acum la mănunte, Trebuia ca populația Pământului să ajungă la numită noi să mă aproape 7 miliarde acum și, da? A Chinei, în primul rând, să ajungă la un anumit număr ca din cei care sunt apți, combatanți, deci peste 18 ani, da? Sănătoși, etc., să poți ridica o armată. Până acum câțiva, să spunem, 10-15 ani sau 20 de ani, acest lucru nu era posibil. Că nu exista populație suficientă. Înțelegeți? Acum există. E posibil. Și numai, cum să spun, degeaba ai populație de cât 1.300.000 și ceva de mii, dacă tu nu ești capabil să-i transporti, să le dai, adică să faci ceea ce se numește logistică, să le dai de mâncare, să aibă, înțelegi, tot ce trebuie, transmisiune, etc., este China astăzi în stare. Este a doua de o minune. Dumnezeu a făcut
ca acest lucru să fie din nou posibil. Este posibil. Nu pot să zic, bă, Moise scoare umbră văzgării din cap, da? Dar nu. Ceea ce Biblia spune, iată că lucrurile astea nu mai par, nu mai sunt imaginație, ci sunt posibile, da? Și voi invata, spune aici, nici voi invata, spune aici, deci oștirea lor era în număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Îi spune călăreți, că putea să spune că vine cu tampul sau că vine cu ce. Biblia, limbajul a fost accesibil și atunci, e accesibil și acum, da? Pe mine nu mă deranja deloc că spune că-s călăreți sau că, înțelegi? Da. E vorba de număr. Și e clar că e vorba de 200 de limbaje. Și a spus, pun accentul pe mobilizarea acestei armate. Nu numai numărul, da? Și gestionarea, a spus. Numai o țară dezvoltată din punct de vedere economic, tehnologic și militar poate face așa ceva. Aici One Population, am spus, populația Provinciului, o am acolo în vremea sfârșitului, acolo am explicat exact treaba asta, acum nu mai intru, și populația Chinei în 2013 de 1.360 de milioane. A Indiei, că nu numai ei vor fi, vor veni și cu țări de acolo din jurul lor. Adică nu o să ia numai din China. Okay? Va fi o uniune, sau cum să numim, o confederație de națiuni care vor veni. Vor veni împotriva Israelului. Acolo, pe câmpul ăla, o să ne-l arat imediat, de la, am fost acolo. O să încapă? Ce-i? O să încapă? Da. Este Valea Izril, care Napoleon a spus că este cel mai fantastic câmp de luptă din lume. Are vreo 70 de kilometri lungime, merge până aici spre Marea Moartă și cam 30 de kilometri lățime. Și au socotit că dacă îi pune om lângă om sau cât are, intră și ăștia în cărăță. Peste 200 de milioane de oameni. Unde vor cădea grini din alea și îi va derci săracii. Ce să fac? Dacă... O să după ce șapte ani. Da, 3 ani și jumătate, la sfârșitul 3 ani și jumătate. Carnajul ăla, am spus, da? Înfiorător. Și spune aici, pregătiți, deci Eufratul va seca, știi lucrul care Dumnezeu poate să facă, m-a făcut și în timpul lui Ilie, da, secetă, și ca să poată să treacă trupele astea, deci acum nu mai e problemă. Deci, de ce trebuie să meargă așa multe acolo, după aceea să venim? O ură împotriva lui Dumnezeu. O ură împotriva lui Dumnezeu. Dar ce să fie așa și numai Dumnezeu? Corect. Da, îi va aduce Dumnezeu. Dumnezeu se lupta. Că ce evreii pot folosi? Probabil și ei arme. Da? Acum, eu spuneam, știți când eram copii sau bunici noștri vorbea de pericolul galben. Aveți aminte? Voi ați auzit? Tu voi ați auzit? Nici nu ai auzit. Când ești născut? 67. Niciunul nu ați auzit de pericolul galben. Da, pericolul galben, așa îi ziceau. Termin, acum e de acest uriaș care doarme, așa mă gândesc. Ajuns, nu? A doua putere a lui. Și am spus, ca să vedeți asta, pentru a ilustra, am spus doar ceva din remarcabil la dezvoltarea Chinei, acum o să pun, că o trimis și pe lună robot, știți, nu? O trimis pe lună acum, de vreo două săptămâni trebuie, cât? Acum, recent. Da. Vă prezentăm trecul de mare viteză pe ruta Beijing-Shanghai. Deci, eram simplu un moment. Să apară pe pagina mea. Scuze, am scris story, clipa de-a pus în românește. Cu acest trecul de mare viteză, din China. Cam așa se întâmpla în sânul de mult și în China. Această imagine este din Bangladesh. Cam așa era în urmă cu 30 de ani și în China. Ai văzut ăsta trenul? Deci trenul ăsta. Deci eu am zis să vă prezent trenul de mare. O să fac în plac și glumea asta. Trebuie să mai pun în carte, nu? Îi dau un pic de aer de sora mă iartă cu
scopa de corecție, vă le arată ce astea, le prezint aici, ca să nu se uite, bă, zice, ăsta e terenul de mare viteză, nu la chinezii, bă, scuze, asta imaginea asta din Bangladesh. Acum însă, ia uitați aici, ce gara au, nu strecă viteză, ia pe trebuie de acolo, și uitați-vă că acum arată viteză. În China, nu bine să crezi, nu? Poți să facă și așa, nu? Să facă. Câteva secunde, nu? Deci, merge cu 40 și ceva de kilometri pe oră. Suteran, nu? Nu, suteran, teran. Păi, am mers cu TGV-ul în Franța, m-am dus din Paris până în Marsilia, cu viteză de 300 și ceva de kilometri, unde e linie, mă rog, dreaptă, unde e, deci e cam făcută. Poți să pui cafea, trebuie să nu-ți nici așa nu-ți tremură nimic. Deci asta a făcut-o, e tehnologia asta, cred că de la franceză o luată. Păluiesc, da? Dar este... Uitați-mă așa, mare, mai mare. Uitați-mă cum arată înăuntru, da? Am venit cu un tren, cu o murdărie și dacă vă spun cam cum arăta înăuntru, era clasa întâia, da? Se pună pe două popatine. Adică e 300 de kilometri pe oră și decibelii 66, care e rezonabil. Deci eu cam... Noi avem în jur... Da, noi avem în jur de 34 de decibeli, așa, zgomotul de fond, care, nu, care chiar avem nevoie, că dacă stai într-o peșteră, fără sunet, poți să nebunești. Da. Știați asta? Că, da, afectează psihicul. Deci, iată că aici a scris no comment, da? Are 30. Am avut și noi. Uite cum arată, a săcat niște stewardese, da? Pe una și una alese. Imaginea asta spune ceva de special, e venit China. Și că e posibil să facă să împlinească cealaltă. Poate să împlinească. Adică, da. Are populație, are tehnologie, are tehnologie. Și aici vede ce a făcut o trecere din asta de pedestriană într-o piață. Trecere de pieton. Trecere de pieton. Să nu traverseze. Prezentă-s mașinile, da? Și... Poartele din Orient, să văd, ăsta este muntele Tabor. Am fost acolo pe el și m-am întins acolo pe iarba aia. A fost o zi, să mergeți, să vă ajute Dumnezeu. Amin. Să vă ajute merită. Și aici e Marea Israel, între Megiddo, să vedeți, și în Tabor se întinde Marea Israel. Marea lui Iosafat, da? Aici vă fie arba. Spunea Napoleon că este cel mai perfect loc de bătălie din întreaga lume pe care a văzut-o. Am fost aici special, am rugat pe șofer, că nu prea a vrut, că l-a mituit, să mă ducă, că era puțin abătut de la drum, să ajung la Megiddo. Și Har este munte. Deci de acolo e Armageddon, da? De la Megiddo. Dar de fapt o să vedeți, uite, sunt niște culi. Nu e munte cum și în Danemarca știi aia să bucură, zic că au munte de 60 de metri. Da, da, da. Da? Am fost acolo. M-a dus, deci vreți să vă duc pe cea de 160. Și asta cam atât. Ăsta e Armagedonul, deci zona respectivă. Aici v-am spus, nu mai vă spun, da? Aici vă arată mai bine capătul, vedeți, Imperiul Roman, până acolo, unde Armenia e sus. Vedeți?
Și în dreptul Daciei. Dacă te duci aici, Pontul Iubisin, Marea Neagră, da? Te duci cam așa în dreptul ăsta să termina Imperiul Roman. Țările alea. Georgia e tot pe acolo, nu? După da, Georgia e în stânga Armeniei. Da. Deci cei care vor să intre acum în Uniunea Europeană. Deci asta, cum v-am spus, în secretatea meu. L-am lăsat aici și am spus cât de mult aș dori. L-am urit în 85 să fie văzut și el în clinirile astea. La care a lucrat. Da. Am spus mereu atent la evenimentele care se petreceau în lume, ascultând posturile de radio străine, totdeauna, și studiind Biblie. Sau ziar, da? Posturile străine, că nu aveai informații din ziare așa multe, dar asculta BBC-ul, asculta în franceză și avea. Acum aici, o să vă dau numai puțin, aici e o cortina de fier, cum s-a întâmplat, nu mai intru aici. Vreau ca să vă pun, uite aici din dosarul CNSAS, care l-am luat, ce scrie aici? La ordonanța de punere în primire, el spune așa, clar, zice, spune aici așa, referire la faptul că V.V. Moisescu a profețit că la altul socialist, care era atât de puternic și agresiv pe asta noastră, se va destrăma. Deci asta a fost una dintre, deci am spus cu oțelul și cărbunele, cu înființarea pieții comune la Roma, spus gata. Deci e clar că ne îndreptăm înspre vremurile de pe urmă. Și sigur că asta l-a costat, dar cu bine v-a făcut-o. Eu mă bucur. Vedeți aici ce scrie să găi de spune. Asta e în ianuarie 1959. Și aici jos, eu cred că după aceea, după calculele sale, nu știu ce se trebuie, se pare cam așa, aici. Apoi, propătuit, schimbarea regimului democrat-popular din țara noastră a făcut unele previziuni prin care susținea, după calculele sale biologice, în 1953, în 53 a fost primul conflict între Uniunea Sovietică și SUA, războiul din Coreea. În 76, 78, 77 au fost primele mișcări la Carta 77, dacă știți așa, la cehi, Solidarność, deci cum îi cheamă? Polonez. Lech Walesa, da, a început de strămoare. În dans, da, electricianul care a sărit zidul în eternitate. Da, extraordinar. Și, deci, uite astea am pus aici, aia de război din Corea. În fine, mai am de verificat niște lucruri. Aici șervețelul de la Iata la Zbătur. Turnul Babel revine. Asta vă arăt coața, cred că încheiem astăzi. Deci, acel loc cu butilionele care v-am spus, corbătut cu pumnii ca nebuni, ca niște demenți, ca niște, în asta cum îi cheamă, îndrăciți, da? Spune, Uniunea Europeană se îndreaptă spre un totalitarism care dorește să devină o religie de stat, o religie ateistă, nihilistă, o religie care va deveni obligatorie pentru toți. Asta spunea locul butilionele. Da? Și ce reprezintă, de fapt, asta acum, nu, primul tiran al lumii a fost Nimrod. O să citiți lucruri extraordinar de interesante. Atunci când a construit turnul Babel, a vrut să-i strângă pe toți, da? Împreună. Și Dumnezeu n-a avut. De ce? Pentru că a știut că dacă omenirea cade sub mâna unui nebun, da? Ăla o poate distruge. Cum a făcut Stalin cu în Rusia, își omorând peste 60 de milioane de oameni, da, știți asta, nu? Și Dumnezeu ce a făcut atunci? A încurcat limbile ca să se răspândească. Că ideea este degeaba, adică tu poți să stăpânești o parte, cum a făcut și Hitler și ăsta,
dar restul lumii era nesuficient libertate. Știi? Deci, de-aia vor acum să globalizeze și să strângă la fel, să poată controla în totalitate. De-aia este împotriva lui Dumnezeu reîntoarcerea. Nu va fi, deci el a spus, va fi, deci asta va fi împărăția mesianică. Aia va fi adevărata globalizare. Sau cu, pe baza dragostei lui Dumnezeu. Adam, acest Weishaupt, da, evreu, da, cu astfel de iluminații și de reduce, da, nu mai intru acum, nu așa vă trec, să vedeți ce au făcut această Uniune Europeană. Tu nu va avea mai multe limbi, cu singură voce, ăsta era sloganul lor. Ce reprezintă, de fapt, da? E o parte văzută, o parte nevăzută, care merge, da, subteran. Nu știu decât cât prea mulți, dar prea puțin, adică. Acum, nu am timp mai de să mi-i spun mai mult, dar cum au început proiectul ăsta cu piața comună, cu sucerea, cu rătii, faptul de întâlnire, tratatul de la Roma, Bukowski, ați auzit de Vladimir Bukowski, un istoricul, da, care spune foarte multe lucruri, nu am putut să le, dar vă arată asta, care e nevoie. Uniunea Sovietică, UE este, de fapt, a spus-o un prim ministru cer, a zis, este o Uniune Sovietică, foarte, foarte adevărat. Ne mai am încă de lucru destul de mult, dar sper că totul Dumnezeu să o facem. Ia uitați-vă aici, asta merită. Deci astea am spus, scandalul ăla care a fost atunci cum au bătut cu pumnii, am spus aici, au bătut cu pumnii în pupite, nu de ieșire. Doar că a spus că homosexualitatea este un păcat. Pentru atâta. Deci, atitudinea anticreștină UE, de trebuie să o dezvolt. Deci, este din ce în ce mai vizibilă. Deci, sunt pe față împotriva creștinilor. Și nu pot să trăim asta, din păcate. Masonii, putem trăi din păcate. E exact. Așa a fost proiecția. Poate ne-am oameni Domnului și creștinii și apei, tot vorbim bine cu multe acum. Pictura lui Bruegel, l-ați auzit de Bruegel, Peter Bruegel, da? Unii, nu? Da. Are pictura asta turnului Babel. Și uitați-vă aici, acest afiș în care spune, da, Europa, many dance, one voice. Europa, multe voci, o singură limbă, da? Și uitați-vă asemănarea între... Deci vor să reclădească turnul Babel, asta, în Uniunea Europeană. Vedeți acolo? Dar clădirea din dreapta există undeva? Să vedeți, Aici, cu Babel, mai mult de amestecare, sunt multe lucruri foarte, foarte importante. Turnul Euro-Babel, care s-a fost acolo la Strasbourg. Am scris aici, în 93 am avut prilejul, m-am dus acolo la o conferință, și timp de 10 zile nu am auzit, Mitterrand a deschis asta și au fost din toate țările Europei, mii de participanți. Nici odată n-am auzit rostindu-se cuvântul Dumnezeu sau Iisus. Și a venit cu o amărăciune și
și am spus tuturor acolo în Arad. Și mă aduc aminte la televizor, am spus, a fost una din cele mai mari dezamăgiri ale mele. Adică noi am crezut că Europa este o lume creștină, da? Și când colo total în dispreț față de... Și am spus, într-o Europa așa discreștină. Ia uitați-vă aici cum arată clădirea Parlamentului European. Seamănă cu ăla de acolo, de dincolo. Da? Cam este o copie. Sigur, nu e făcută din cărămiți de lut ars, da? Și e făcută... Dar uitați-vă și cu treaba aia de acolo, absolut tot. Nu e cu smoală, clădire. Nu e cu smoală, da. Dar uitați-vă cât de asta. Și încă ce. În fața sediului Consiliului, credeți că au pus ca simbol. L-au pus pe Zeus, care este Satan, da? Cărând în spate pe Europa, cum a spus la o prințesă feniciană. Da? Și nu numai aici, ci o obsesie. La Bruxelles, la loc, la fel. Și la Bruxelles este și o pictură imensă pe, în antreul intrării. Deci obsedați de imaginea lui Satan, da? Și de a pune, cum să spun, că el a luat-o pe Europa, da? Prin minciună, prin ademenire. Deci, să vedeți, să deschidă ochii lui. Nu va fi prea de deplinit de cartea asta. Așa-i? Să vă rugați să nu mă omoare. Nu, sincer. Îs în stare. Când este numai Nu vreau să spun eu să fac o estimare. Vedeți că materialul este la proporție de 80%. Dar trebuie să vii să înțelegi. Asta depinde de rugăciunile dumneavoastră și altora. Vreau, dacă mă stați cu scena, se duce ridicată și la Bruxelles. Da? De volta celui la sedă, o supravață de prima ori mai mare de medicina naturală. Gândiți-vă că taurul ăla, păi, cât, poate nici mai mare, cât e toată, tot peretele astea, tot tavanul ăsta. Simbolul ăsta îl reproduc, uitați-vă, pe timbre, nu acum, aștept zama. Bine. Aia e zama. Oi, oi. Nu mai aveți un tar. Nu, aia nu, vreau... Uite, și aici, deci obsedați de Satan. Îl vedeți ce taură acolo? E ceva, cred că din Franța, Constituțiune Europa. Deci, poate e făcută în Italia. Ce ce taură? A, asta nu e și de nou, pentru mizeria aici, nu pentru... Și... Aici am povestit un pic să știe, deci nu putea fi cucerită prin război, cucerită așa, da? Economic, că nu mai e frontieră, am scris, nu mai e monedă națională, nu mai e armată, tot distrus industria și agricultura, sistemul de învățământ de sănătate, s-au furat toate resursele și este obligat să desfășoare legile comunității europene, și este deja cucerită. Nu e așa. Nu e așa. Mie îmi place de profesorul care a fost ministru economiei un pic, nu uitați la întrebare, fratele fost la trei, noi, nu sunt gagnat. Ăla drăguț, care e așa mai supărat, el acum puțin obosit. Cu cât cred că-l cheamă. Am mai morocănos la Coroșa. Nu, altul, mai ziceți, poate vă duceți. În fine, și el spune, cum să pun același lucru. Asta este adevărul. Casa de robi, da? Fără identitate, la mâna. Bun, și dacă noi așteptăm pe Domnul Iisus Hristos ca să ne îndrăgească de mânia care vine, da. Chiar cunoscând aceste lucruri, chiar e bine să le cunoaștem, da. Pentru că atitudinea noastră nu poate fi nici de cum... Crintită. Cum? Crintită. Nu. Noi n-ar trebui să ne... ascuțim împotriva desfășurării acestor evenimente. Pentru că știm sigur că trebuie să se întâmple.
nu știu, eu nu pot să nu iau atitudine. Dar le putem împiedica prin atitudinea noastră? Nu, dar față de mine, adică eu nu mă pot mula pe așa ceva. Ok. Deci înțelegi? Înțeleg. Eu nu mă pot mula pe așa ceva. Pe mine mă doare că poporul meu, da, atâta cât e acum, cu toate nenorocirile, cu toate milioanele de avorturi și minciună și înjurături, că avem înjurături la adresa lui Dumnezeu înfiorătoare, înainte cu litorii, numai care lua numele Domnului Neșer, era omul cu pietre, nu? Acum sunt înjurături de... să nu mai spunem. Și atunci, sigur că mă doare foarte mult că e așa cu poporul meu, dar totuși îl iubesc. Așa cum Moise a zis atunci când m-a coborât și făcuseră vițelul de aur, mai bine să mă ștergi pe mine din cartea vieții decât poporul meu. Eu cred că eu așa gândesc. Poate că paradion, dar stați să...